Haideți să începem. Astăzi, în cursul ședinței de judecată a completului C13, în sala 1 a judecătoriei Constanța, în jurul orei 12, a avut loc un incident soldat cu vătămarea părții reclamante de către partea părâtă, într-un dosar având ca obiect exercitarea autoritate părintească. În ședința publică de judecată, în timp ce se dezbătea o altă cauză civilă din același interval orar, reclamanta se afla în banca a doua, în spatele doamnei avocat care o asista. Părâtul s-a așezat pe banca din spatele reclamantei și, în mod neprevăzut, i-a provocat o leziune la nivelul obrazului cu un obiect ascuțit. Președintele completului de judecată, sesizând aceste aspecte, a suspendat imediat ședința de judecată, jandarmii au intervenit pentru a imobiliza agresorul, a fost apelat numărul de urgență 112, iar agresorul a fost preluat de autoritățile competente. La acel moment se aflau în sală aproximativ 10 persoane, nici o altă persoană nu a fost vătămată sau implicată în acest incident, iar cercetările vor fi continuate de autoritățile competente. Vă mulțumesc! Cum vorbiți? Numele funcția? Sunt judecătorul Ioana Roxana Oltean, purtător de cuvânt al judecătoriei Constanța. Cu drag!